Relațiilor Externe și Integrării Europene se anunță ceremonia oficială de semnare a memorandumului de înțelegere privind cooperarea între Institutul Diplomatic al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova și Academia Diplomatică a Ministerului Afacerilor Externe și Europene al Republicii Croația. Semnează pentru Republica Moldova, excelența sa, domnul Nicu Popescu, vicepriministru, ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene, pentru Republica Croația, excelența sa, domnul Gordan Radman, ministru al Afacerilor Externe și Europene al Republicii Croația. Ladies and gentlemen, welcome to the Ministry of Foreign Affairs and European Integration. It is being announced the official signing of the Memorandum of Understanding on Cooperation between the Diplomatic Institute of the Ministry of Foreign Affairs and European Integration of the Republic of Moldova and the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs and European Affairs of the Republic of Croatia. Signing for the Republic of Moldova, His Excellency Mr. Nicu Popescu, Deputy Prime Minister, Minister of Foreign Affairs and European Integration of the Republic of Moldova. For the Republic of Croatia, His Excellency Mr. Gordan Radman, Minister of Foreign Affairs and European Affairs of the Republic of Croatia. Invităm reprezentanții mass media să adreseze întrebări domnilor ministri. Stimate domnule viceprim-ministru Popescu, aveți cuvântul. Bună ziua, stimați colegi. În primul rând aș dori să salut pe domnul ministru la Chișinău. Sunt bucuros să ne revedem astăzi. Am mai avut anterior două întrevederi la New York în 2019 și în 2021, dar acum este o deosebită plăcere să-l găzduiesc pe Gordon la Chișinău. Ladies and gentlemen, dear Minister, I'm delighted to be having you here at the Foreign Ministry. It's our second meeting. We have met recently in 2019 and in 2021. So once again, warm welcome in Chișinău today. Avem relații politice excelente cu Croația. Croația ne sprijină în procesul nostru de integrare europeană, în discuțiile și inițiativele pe care le avem cu Uniunea Europeană și care vizează apropierea și integrarea Republicii Moldova în spațiul european și în instituțiile europene. Together with Croatia, we have excellent bilateral relations. Also, Croatia is a strong supporter of Moldova's European integration at the institutional level and is working closer with us to bring Moldova closer to the EU and its institutions. Prin prisma acestei acestui sprijin, în curând am convenit să convocăm Comisia Interguvernamentală Moldo-Croată pentru Integrare Europeană. Throughout this process, we have decided today to launch the to set up the meeting of the next committee for European integration between our two countries. Și să organizăm o serie de consultații politice între ministerele noastre. And to organize political consultations between our two foreign ministries. Am discutat și aprofundarea integrării și dialogului nostru cu Uniunea Europeană în mai multe domenii, în dialogul politic și de securitate, în tot ce ține de protecția mediului înconjurător, în pregătirea și finalizarea agendei de asociere Republica Moldova și cu Uniunea Europeană. So today we have touched upon many issues related to our agenda. We've discussed about the political and security cooperation in the framework of the European integration processes, as well as environment agenda and the association agenda between the Republic of Moldova and the EU.
Uniunea Europeană și Croația au fost mereu alături de țara noastră, în momente, inclusiv în momente mai dificile, inclusiv în perioada crizei energetice și pandemice din ultimele luni. EU and Croatia has been always close to the Republic of Moldova during challenging times, including during the challenging times of energy crisis and the pandemics. Și apreciem foarte mult susținerea Croației, după cum spuneam, inclusiv la Bruxelles, în tot ce ține de oferirea de asistență financiară pentru Republica Moldova, care ne ajută să gestionăm aceste crize mai bine decât am fi făcut-o fără sprijinul european. And also I would like to highly appreciate the support which is coming from Brussels and with the kind support from Croatia to deal with the ongoing crises. Without this valuable European support, we wouldn't be able to face it in the way we face it right now. Situația este și rămâne dificilă în țara noastră, o știți bine, dar fără sprijin european, impactul negativ atât al crizei energetice, cât și al crizei pandemice ar fi fost mult mai grav. Situation is also complicated at this moment, but without this valuable support from our European partners, the situation would be more complex than it is now. În plan bilateral, spuneam că avem relații politice excelente, dar vrem să aprofundăm cooperarea în tot ce ține de domeniile de cooperare economic, turism. We also, as I noted earlier, have excellent bilateral cooperation. At the same time, we wish to do more, especially in the field of economic and in the tourism sector. Vrem să transformăm această relație politică bună în mai multe beneficii pentru cetățenii țărilor noastre. So we would like to transform this relationship for the benefit of the citizens of the both countries. Prin prisma acestor obiective am discutat și crearea unei comisii interguvernamentale pentru cooperare economică. Through these objectives we have decided to create a bilateral committee for economic and commercial affairs. Dar și proiecte concrete în promovarea turismului cultural și rural. But also some very concrete project in the field of rural and cultural tourism. Și aici am convenit cu domnul ministru să elaborăm împreună un set de acțiuni în această direcție. And together with the minister today we have agreed to have a clear direction in the field. Suntem în ultimele etape de finalizare unui acord privind de cooperare în domeniul educației, științei și inovațiilor, care urmează a fi semnat ceva mai târziu. We also are in the last steps in negotiating an agreement in the field of education, culture and research. Știți bine că noi ca guvern ținem foarte mult la faptul că acțiunile noastre în politică externă, în procesul de integrare europeană, să aducă beneficii concrete cetățenilor. As you are much aware, my government is focusing in getting real benefits for its citizens via the foreign policy initiatives. Și prin această prismă ne-am exprimat și interesul nostru de a semna un acord privind liberalizarea prețurilor la roaming cu Croația. And through this optic we have voiced our interest to sign a bilateral agreement to lower down the roaming charges between our countries. Pentru noi ca țară este foarte important ca cetățenii noștri care vin, dar și vizitatorii țării noastre să nu plătească aceste prețuri exorbitante la roaming care deseori sunt aplicate. For my country it is very important that those charges are not to be paid by our nationals but also by the visitors of our country. Acum, aici, în această sală, am semnat și un memorandum privind cooperarea între Institutul Diplomatic al Ministerului Afacerilor Externe a Republicii Moldova și Academia Diplomatică a Ministerului Afacerilor Externe din Croația. Actually, right now, we signed with the minister a memorandum of understanding between the Diplomatic Institute of the Foreign Moldovan Foreign Ministry and the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of Croatia. Prin astfel de documente, memorandumuri, vrem să fortificăm capacitatea serviciului nostru diplomatic, care joacă un rol cheie pentru promovarea intereselor Republicii Moldova în plan extern.
Through this concrete step, we wish to enhance the capacities of the diplomatic service of the Republic of Moldova, which has as objective to promote Moldova's interests abroad. Ne-am exprimat și interesul nostru pentru a discuta și pentru a ne conecta la proiectele care se află în discuție și derulare în cadrul inițiativei celor trei mări. We also have discussed to see the possibilities and the means by which Moldova could connect to the Three Seas Initiative. Și Croația fiind un stat membru cheie din această inițiativă, desigur, este un susținător și interlocutor foarte important în acest demers al nostru. And since Croatia is a member of the initiative and a key player in it, we are really looking forward to discuss possible actions together. Am discutat și procesul de reglementare transnistreană și Croația și-a exprimat sprijinul deplin și ferm a integrității teritoriale a țării noastre. We also have touched upon about the Transnistrian conflict settlement, and I was very pleased to hear the constant support by Croatia for the territorial integrity of the Republic of Moldova. Și am avut un schimb de păreri privind situația regională și tensiunile care ne afectează pe noi toți în spațiul european. Also, we had the opportunity to touch upon the regional security situation and the impact it has on all of us. Și îi mulțumesc încă o dată domnului ministru pentru această vizită, pentru sprijinul pe care îl simțim astăzi aici, dar și în întreg spectru de relații pe care le avem atât cu Croația cât și în cadrul Uniunii Europene. Vă mulțumesc! I would like once again to warmly thank my colleague minister for the support which Croatia and also the European Union is providing for the Republic of Moldova, which is extremely valuable for all of us. Thank you. It's really a great pleasure to be here today in beautiful Chișinău. Domnule ministru, este o plăcere să fiu astăzi în orașul dumneavoastră frumos Chișinău. To meet my dear colleague Nicu, Minister Popescu. Despite all challenges and the ongoing COVID restrictions. În pofida tuturor provocărilor legate de restricțiile de călătorie, sunt bucuros să-l revăd pe prietenul meu, Nicu. Exactly, it's my first official visit to Chișinău, but I'm second time here in Chișinău because I was in the capacity of the secretary of the Danube Commission 8 years ago in Chișinău. Este prima mea vizită în capacitate de ministru al afacerilor externe al Croației, dar nu este prima mea vizită în capitala dumneavoastră. Am vizitat țara dumneavoastră în funcție de secretar general a Comisiei Dunării anterior. The occasion of this visit is even more significant, having in mind the fact that this year Moldova and Croatia marked the 30th anniversary of the establishment of diplomatic relations. Este o ocazie deosebită a vizitei mele astăzi, pentru că în acest an celebrăm aniversarea a 30 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice moldo-croate. As confirmed in our fruitful talks, this anniversary reminds and obliges us to further explore the possibilities for enhancing our already good cooperation as well as friendly relations between our two countries. Această aniversare deosebită este o reamintire și o obligație ca să explorăm modalitățile de intensificare a dialogului bilateral între statele noastre. We touched upon the cooperation opportunities lying within the joint commission for European integration. Am discutat astăzi cu domnul ministru modalitățile de dialog în cadrul comisiei bilaterale în domeniul integrării europene. I reaffirmed Croatia's willingness to continue sharing its best practices with Moldovan friends in this regard. Am reconfirmat astăzi domnului ministru disponibilitatea plenară a țării mele de a împărtăși experiența Croației în domeniul integrării europene pe această platformă. And I am particularly glad that today we had the opportunity to sign the memorandum of understanding on the cooperation between our two diplomatic academies.
Și sunt foarte bucuros pentru ocazia de a semna tot în cadrul vizitei de astăzi a memorandumului de înțelegere între academiile diplomatice ale ambelor state. Due to COVID-19 pandemics, unfortunately, I could not be accompanied today by the representatives of the recreation business companies as planned. However, that remains as something to work on for the next occasion, either in Chișinău or in Zagreb. Din păcate, restricțiile de pandemie COVID-19 nu mi-au permis să fiu însoțit de o delegație a oamenilor de afaceri. Totodată, această oportunitate va fi cu siguranță valorificată la o dată ulterioară în capitala dumneavoastră Chișinău sau la Zagreb. We have also discussed the possibilities for cooperation in multilateral fora, particularly in the EU-Moldova format, with a special emphasis on the Eastern Partnership Initiative. Am vorbit cu domnul ministru și despre cooperarea în plan multilateral, în speță dialogul UE-Republica Moldova, cu precădere un accent deosebit fiind plasat pe cooperarea în formatul parteneriatului estic. I assured my friend Nicu of Croatia's staunch support to Moldova as the association agreement, namely the deep and comprehensive free trade trade area country and the ambitious reform agenda of the Moldovan government. L-am asigurat pe bunul meu prieten Nicu de tot sprijinul plenar al Croației în implementarea de către Moldova a prevederilor acordului de asociere, dar și a zonei de liber schimb, precum și agenda de reformă ambițioasă pe care și-a asumat-o guvernul de la Chișinău. In our talks, we also exchanged views on the current fragile security situation in the Eastern Europe. Totodată, în cadrul discuțiilor de astăzi, am făcut un schimb de păreri și cu privire la situația tragică de securitate în regiunea Europei. We agreed on the importance of keeping the diplomatic communication open and the necessity to reduce tensions and reach de-escalation. Împreună cu domnul ministru, am căzut de acord despre importanța identificării unei soluții diplomatice la actuala criză, precum și reducerea tensiunilor și reducerea situației, deescalarea situației de securitate pe continentul european. I reaffirmed Croatia's support to the territorial integrity and sovereignty of Moldova within its internationally recognized borders and finding a peaceful, comprehensive and lasting settlement on the Transnistrian issue within the existing 5+2 negotiation format. Astăzi, în cadrul întrevederii, am reafirmat susținerea Republicii Croația pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova, precum și susținerea poziției în reglementarea conflictului transnistrean cu precădere în formatul 5+2. Thank you once again, dear friend Nicu, for hosting me and my delegation in a beautiful Chișinău today. Mulțumesc, domnule ministru, pentru găzduirea mea în această zi la Chișinău. Dear Minister, thank you so much. Doamnelor, domnilor, declarațiile de presă s-au încheiat. Invităm reprezentanții mass media, în cazul în care au întrebări la domnii ministri, să adreseze întrebările respective. Dear Ministers, thank you for your statements. We are kindly inviting the representatives of the media to address you a couple of questions. We have Moldova One. Bună ziua, Radu Osipov, Moldova 1. Domnule ministru Mulescu, aș vrea să vă întreb mai exact despre inițiativa celor trei mări, care e forma prin care vrea Republica Moldova să se alăture, dacă presupune aceasta, dacă să ne referim mai exact la anumite proiecte de infrastructură strategice, acestea presupun și o umbrelă de securitate. Desigur, este și o clauză de neutralitate în Constituția noastră a Republicii Moldova, dar avem și o situație vulnerabilă din punct de vedere a securității. Deci, din perspectiva noastră, evident, Republica Moldova este neutră, dar acest lucru nu presupune faptul că Moldova trebuie să se abțină de la proiecte de cooperare în domeniul infrastructurii civile.
drumuri, protecție energetică, dezvoltarea energiei renovabile. Deci de toate aceste lucruri se întâmplă în Republica Moldova. În Republica Moldova se renovează și se construiesc drumuri, vrem să construim poduri mai multe cu România, vrem să integrăm și să facilităm infrastructura de telecomunicații, am vorbit de liberalizarea roamingului, deci prin această prismă noi abordăm cooperarea noastră inclusiv și coordonarea noastră inclusiv cu o inițiativă cum este inițiativa privind cele trei mări, care vizează în primul rând dezvoltarea infrastructurii. Drumuri, căi ferate și în Republica Moldova știți că planificăm să modernizăm linia de cale ferată Chișinău-Ungheni, sperăm să construim și ecartamentul european astfel încât cetățenii noștri să aibă acces mai rapid, mai simplu în spațiul european și prin această prismă vrem inițiative, vrem să ne alăturăm la orice inițiativă care ne permite în Republica Moldova să dezvoltăm infrastructură, să facilităm viața cetățenilor și să avem o țară mai modernă și mai prosperă. Și iată, prin această prismă avem un interes să participăm la tot ce ține de dezvoltarea infrastructurii în Europa Centrală și de Est, care, evident, după cum spuneam, va aduce beneficii pentru cetățenii Republicii Moldova, ori această inițiativă nu are nimic de face cu și nu este absolut niciun fel de constrângere pentru statutul nostru de neutralitate, care rămâne ferm în Constituția noastră. Thank you. There was a question for Minister Popescu, and he covered it in Romanian about the PRISIS initiative. There is a question for Minister Radman, please, TVR Moldova. Svetlana Gore, TVR Moldova. Am o întrebare pentru domnul ministru croat. Dacă vede dumnealui anumite progrese în domeniul integrării europene a Republicii Moldova, în special în ultima jumătate de an de când s-a schimbat puterea de la Chișinău și în special pe calea integrării europeană a Republicii Moldova. Mulțumesc. There is a question for the Croatian Foreign Minister. Minister, would you like to comment if you see any progress in the last 6 months since the new government has assumed the office, the progress in the reform agenda, but also in the European integration of the Republic of Moldova, if you would care to comment on this issue. Thank you. Thank you very much for this question. And you know that European Union shows it's in a strong solidarity, and my visit towards its neighborhood, European neighborhood, the six countries of the Eastern Partnership, five countries really on a active, very active, and that my visit today shows that first of all I am coming to support pro-European country, pro-European government, Moldova government. It was not also my promise to come bilaterally, but to come as a member of the European Union to send a strong message that European Union is gonna get along with our policy of the Moldovan government, and we like to support the everything what Moldova is doing in reform process. Moldova is really in a star. It's always when it's in Eastern Europe on our agenda, and Moldova is in arising as a good example of the functional country which has the reform process combating corruption and actually to adapting and adopting the European values and first of all rule of law, human rights, and we appreciate it very much. Vă mulțumesc pentru întrebarea dumneavoastră. Uniunea Europeană a arătat solidaritate pentru Republica Moldova în această perioadă. Vizita mea astăzi într-un stat care este parte a parteneriatului estic este o dovadă în plus în acest sens. Pe lângă simbolismul vizitei în calitate de ministru pe linie bilaterală, vizita mea este și de suport și sprijin pentru agenda pro-europeană a executivului de la Chișinău și un suport pentru agenda de reforme ambițioase care a fost
fost asumată de acest guvern și de sprijin al Uniunii Europene în acest sens. Republica Moldova este văzută ca o stea în acest proces și deci exemplu pozitiv de reforme, un stat care este guvernat după principiile democratice a statului de drept și luptei împotriva corupției. Dear ministers, these were the questions for the today press conference. We thank you for your statements and for your answers. Stimați reprezentanți ai mass media, conferința de presă s-a încheiat. Vă mulțumim pentru prezența astăzi la Ministerul de Externe.